Proteste în Piața Victoriei. Aproximativ 1500 de militari în rezervă au manifestat din cauza modificării bazei de calcul pentru pensiile militare. De la început au fost mai multe revendicări, deci noi solicităm drepturi salariale corecte și pentru civili și pentru militari, pensii corecte și pentru civili și pentru militari. Avem 9 puncte, au fost deja transmise de aproape o săptămână premierului. În acest moment la Iași, echipa noastră de acolo le va prezenta și președintelui în prezența premierului, urmând ca noi aici să așteptăm decizia oficială a guvernului privind măsurile pe care le vor lua. Prevederea contestată nu mai permite luarea în calcul pentru pensiile militare a unor sporuri și altor drepturi bănești. Astfel, pensiile urmează să fie calculate în funcție de soldă sau salariul brut într-un interval de 6 luni consecutive din ultimii 5 ani. Militarii în rezervă au mai protestat și la sfârșitul lunii decembrie.